promisiune la început de an școlar, alocațiile copiilor ar putea fi majorate de anul viitor dacă propunerea legislativă a doi deputați PNL va fi aprobată. Cei doi demnitari propun ca din 2019 cuantumul alocației pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 2 ani să fie de 300 de lei în loc de 200 de lei cât este în momentul de față. Alocațiile pentru copii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani ar putea fi majorate cu până la 80%. Adică, acum, o alocație este în cuantum de 84 de lei. De anul viitor ar putea fi în cuantum de 150 de lei dacă propunerea legislativă trece de votul senatorilor. Haideți să vedem care este expunerea de motive a proiectului legislativ. Cuantumul alocației de stat pentru copii se stabilește în raport cu indicatorul social de referință denumit în continuare ISR, după cum urmează. 0,6 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, începând cu 1 ianuarie 2019. 0,3 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la articolul 1 aliniatul 3, începând cu 1 ianuarie 2019. Se arată în proiectul legislativ de modificare a legii numărul 61/1993 primind alocația de stat pentru copii, depus în Camera Deputaților de deputații PNL Robert Sighiartău și Dumitru Mihăilescu. Ce se poate cumpăra cu 84 de lei? Cu puțin noroc, un ghiozdan și un penar. În astfel de condiții, nici nu e de mirare că alocațiile copiilor români sunt cele mai mici din Europa. România se află din nefericire pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința cuantumului alocației pentru copii. Dacă în majoritatea acestor state alocația pornește de la peste 100 de euro, în România copiii primesc echivalentul la 18 euro pentru fiecare copil, o sumă care nu acoperă decât într-o foarte mică măsură necesitățile unui copil, precizează deputatul PNL Robert Sighiartău prin intermediul unui comunicat de presă. Proiectul a fost depus la Camera Deputaților, însă în cazul acestei propuneri, Senatul va decide dacă de anul viitor alocația copiilor va fi mai mare sau va rămâne tot la coada Europei.